Bună ziua, bună ziua dragilor, bine v-am găsit și bine ați venit pe canalul de YouTube Mama Lucia Rețete Simple. Bine v-am găsit în ziua asta frumoasă, astăzi de duminică. Tot la fel vă spun, ca și ieri, avem o zi frumoasă astăzi, călduroasă, cam asta ar fi ultima. Și de mâine cam vine ploaia și răcoarea, dar asta este. Ce vreau să vă spun, că trec și eu astăzi la acțiune. Fac un pic așa mâncare de duminică, că știți care e problema cu mâncările astea. Tot ne gândim ce să facem și ce să facem, că asta este. În fiecare zi trebuie să gândim ceva. Și eu m-am gândit astăzi la ceva, ca întotdeauna duminica, ce poate să facă lumea. O supică, vreau să fac. Deci am un pui, am să vă arăt imediat. Din care am să fac numai din resturile de la pui din spate, din târtițe. Adică din târtiță și din spate am să pun la supă, așa un pic de zarzavaturi, o liță mică de supă. Restul vreau să-l pun la cuptor, cu cartofior, cum merge repede. Și vreau să fac un sos de spanac. Și am o grămadă de ardei, gocoșar graș, vreau să-i prăjesc, să pun pe ei un pic de usturoi. Și vreau să fac niște gomboți cu prune, că eu m-am vrea tot gomboți și tot n-am apucat să fac, că știți că e un pic și de mult de lucru. Și zic, hai să fac și niște gomboți. Și am un pic de treabă, am un pic de treabă mai multă astăzi, dar reușesc, așa încet și cu răbdare, că știți că trebuie să aveți răbdare pentru totul ce faceți. Și cu răbdare putem să facem totul. Și am să trec imediat la treabă, vă arăt imediat toate ingredientele mele. Vă pup! Și nu uitați să abonați canalul Mama Lucia, rețete simple cu mare drag pentru dumneavoastră, la toți cei care vă place ceea ce fac. Și mă bucur pentru like-urile dumneavoastră și pentru comentariile dumneavoastră frumoase. Vă pup și vă doresc o zi de duminică binecuvântată cu multă putere și liniște. Și trec imediat la treabă. Și așa, dragilor, vreau să vă arăt aici totul ce am pregătit. Cum vedeți, am un pui, cum v-am spus. Și aici am niște file de piept. Să știți, copiii ăștia întotdeauna supă și șnițele. Și am să le fac așa niște șnițele din astea mici. Și cum vedeți, puiul care vine tranșat. Bag și ceva la supică, că fac un pic. Și aici, cum vedeți, mi-am curățat de toate. Și cartofi să pun la fier pentru gomboți și pentru supă zarzavaturile. O grămadă leuștean din grădină. Și aici mi-am spălat ardeiile, am tăiat așa în două și le pun la prăjit ca să fie fără semințe, numai ca să se prăjească, să le iau pielea un pic. Cam asta este, cum vedeți aici. Și mai am și doi dovlecei care i-am avut în frigider, să vi arăt și pe ei, i-am spălat. Și care am să-i prăjesc separat în tigaie, știți că am să le amestec aici cu ardei, că e păcat de ei, și am să le fac așa în usturoi, cum v-am spus. Și prunele și ingredientele pentru gomboți am să vi le arăt când încep să fac gomboții. Deci asta este așa un pic pregăteala mea pentru mâncare, cum vedeți astăzi. Sper să vă placă, dragilor, și de aici formăm ce ne trebuie. Spanacul încă este la congelator, am să-l scot după aceea. Deci cam asta este, cum vedeți, dragilor, și trec la treabă. Și așa cum am spus, am să-mi tranșez puiul. Deci am pus apa la fier cu zarzavaturile. Aici mi-am pus pieptul, fileurile. Am pus mai puțin piper, am să mai pun puțină sare și puțin usturoi, praf. Și acum vreau să îmi tranșez puiul ăsta, ca să îi pun și la supă ceva. Nu îi pun mult. Mai mult zarzavat. Cum vedeți. Trebuie un cuțit bun, știți, ca să tăiați. Deci amele sunt mai așa strălucite, dar merge. Îi scot pieptul. Am să-l pun așa întreg la tavă. Așa, țac. Întotdeauna la încheietură. Și tăiați frumos.
Astea să le mai spăl o dată, că trebuie spălate. Și astea le pun la supă, cum vedeți. Cam atât am vrut să vă arăt. Și trec imediat să condimentez și vă arăt. Și cum vedeți, mi-am pus cartofii să fiarbă într-o oliță mică, cartofiure pentru gomboți, ca să-mi fac cartofi piure. Aici am pus apa cu sare și cu zarzavaturile. Imediat clocotește și pun carne, cum vedeți. Cam asta am vrut să vă arăt. Și încep să-mi condimentez cărnița asta, puțin piper am pus. Îi mai punem și puțin usturoi. Și mai punem și puțină sare. O amestecăm și o lăsăm pentru prăjit. Puneți ce vă place, cum vă spun întotdeauna, așa condimentați. Și cum vedeți, dragilor, am scos ardei, sunt gata, le-am aruncat niște sare, cum se vede așa deasupra, ca să se descurgească mai bine. Aici mi-am pregătit cartofii și cărnița. O condimentez și pe ea imediat, vă arăt. Supica, cum vedeți, fierbe, cartofii fierbe. Deci merge treaba bine. Și cum v-am spus, condimentez aici totul imediat. Sare. După gust și după plăcere, cum vă place. Dacă n-aveți ardei copți, eu pun usturoi astăzi la ardei și nu mai pun aici praf de usturoi. Dar cui îi place, poate să-și pună praf de usturoi pe ea. Eu îmi pun acum și niște piper aici. Știți că eu pun întotdeauna două feluri. Îi pun și puțină vegetă așa deasupra. Cum v-am spus, condimentați cum vă place. Atât. Și pun și niște ulei. Și normal, cam este frumos, ca să se amestece totul. Cam în două părți. Cam așa. Și punem imediat la cuptor să se facă. Între timp am doi dovlecei să-i prăjesc. Să-mi pregătesc și panada pentru fileul de pui. Cam asta este, dragilor. Și cum vedeți, mi-am pus uleiul la încins pentru dovlecei. Dovlecei le-am tăiat așa pe limba mai groasă și am pus puțină sare. O să sar așa un pic, dar le punem repede, sar. Un pic să prăjească. Le amestec cu ardei imediat. Ardei le-am curățat, cum vedeți. Și așa, dragilor, îmi fac sosul pentru ardei și dovlecei. Am aici 2, 4, 6 căței de usturoi care dau prin presă. Deci puneți usturoi cât vă place, nu chiar extra exagerat. Știți cum e, alții suportă usturoiul mai bine, alții nu. Presez aici, foarte simplu, fac un sos fain. Normal, nu totdeauna pun pătrunjel, dar astăzi nu-i mai pun pătrunjel tocat, o fac simplu. Îi pun puțină sare. Și la care eu îi pun și zahăr. Am aici niște zahăr rund din ăsta, îi pun două lingurițe așa. Ia. Pisăm așa aici împreună, trebuie mai pun puțină sare. Îi pun ulei. Nu-i mult, ca să fie totul fain. Și pun niște balsamico din ăsta alb. Știți că e bun ăsta, mie îmi place, că e și mai dulce, nici așa acru tare.
Asta este sosul meu pentru ardei și dovlecer. Știți că aici mai mi-a rămas o grămadă zeamă, nu? Care o punem și pe ea. Și acum le dăm toate prin sosul ăsta. O să amestece bine. Normal nici nu l-am probat, dar îl probez acum cu dumneavoastră. Foarte bun. Fac așa la ochi, știți? Și mi le pun toate aici într-un castronel din ăsta și le pun imediat la frigider, știți? Și sucul ce rămâne, îl punem așa deasupra. Tot sosul ăsta. Și așa fac și cu restul. Punem aici tot odată, așa nu contează. Punem la frigider și cine vrea, mănâncă. Am avut astea în frigider, știi, și păcat de ele să se strice, zic stai să le fac așa, că să mănâncă. Două zile la frigider, nicio problemă. Vedeți? Le-am făcut gata cu dumneavoastră împreună. Cam asta este. Le pun capacul și le-am terminat. Și așa, dragilor, vreau să vă spun că am strecurat supa și am făcut găluște. Nu v-am spus că o fac cu găluște. O fac cu găluște de gris, că așa le place și la copii, în care am făcut compoziția din 2 ouă bătute bine cu sare și 6 linguri de făină. Ca să iasă așa faine găluștele. Sperăm să iasă faine. Și eu le tai cu furculița. Dumneavoastră tăiați-le cum vă place, cu lingurița, cum vreți. Eu le tai acum așa. Ce vreau să vă spun, am dat drumul și la cuptor să se facă cartofii și carnea și imediat fac sosul de spanac, cum v-am spus. Și gomboții trebuie să-i fac după ce termin aici cu toată treaba, dar cred că am să fac un video separat pentru ei, că e cam mult de lucru aici cu mâncarea și după aia se prea multă complicație. Văd eu cum reușesc. Deci, asta am vrut să vă spun. Acum pun gălușchițele să fiarbă, vi le arăt imediat. Deci gălușchițe din 2 ouă. La lui îi place mult supa cu găluște de gris și la Emilio. Și zic, hai să o facem cu găluște. Cam asta am vrut să vă spun cu supa. Și am să-i tai niște leuștean mărunt, că n-am pătrunjel și nouă ne place leușteanul. Și aici, cum vedeți, am 500 de grame de spanac. Și la care am pus 100 de grame de apă, îi pun capacul și las 8 minute să se facă așa încet. Deci e spanac din ăsta, cum vedeți, frunze, așa, congelat. Și acum îi dau drum ca să se facă. Pun capacul și las 8 minute să se facă el singur și după aceea îl condimentez cu ce vreau eu. Și am spus că vă arăt supa. Să vedeți găluștele ce frumoase se fac. Nici mari, nici mici, așa fain. Și am să-i tai imediat când e gata niște leuștean mărunt sau pătrunjel, ce aveți, cum vă place. Și așa, dragilor, o să vă arăt supa mea, că arată foarte bine. Cum vedeți. Și găluștele s-au făcut frumoase. Vedeți? Și este foarte gustoasă și bine arătoasă. Cam asta am vrut să vă arăt. Și acum, dragilor, îmi fac sosul de spanac. Spanacul meu s-a făcut, cum vedeți, l-am pus aici așa în castron.
Mi-am pus puțin ulei în tigaie, cât îl vreți de uns și de condimentat. Eu am pus un pic mai mult. La care am să-i pun 2 linguri de făină. Îl fac direct, repede cu dumneavoastră, că merge foarte repede. Uleiul s-a încins, ceva mai las un pic. Și cum v-am spus, îi pun 2 linguri de făină. Nu așa mari. Nu vreau să fie nici acum numai făină goală. Las un pic așa să se prăjească foarte puțin. La care i-am pus 4 cuțite de usturoi. Știți că am usturoi și la ardei și peste tot așa mult usturoi. Știți cum e. Lăsăm și pe el un pic să se facă. La care mi-am pregătit o frișcă lichidă și un iaurt natur. Puteți să puneți smântână, iaurt, frișcă, ce aveți dumneavoastră, aia puteți să puneți. Deci, nu are nicio legătură, cum vă place. Și pun toate treburile astea aici să se facă. Dau foc un pic mai încet. Pun și iaurtul. La care mi-am lăsat puțină apă, ce am avut pe tigaie, zic hai să nu pun chiar așa goală. Am plătit tigaia aia, știți unde s-a făcut spanacul. Că știu că mai îmi trebuie aici apă. Și îi punem sare. Și punem niște piper. Cam asta este totul. Și îl condimentați cum vă place dumneavoastră, cum vă spun întotdeauna. Bunica mea îl făcea foarte simplu, era spanac proaspăt, îl fierbea, îi făcea un rântaș din ăsta de usturoi cu smântână sau cu iaurt, cu ce avea. Punea sare și puțin oțet punea ea, îi plăcea cu oțet să-l facă. Deci, și îmi plăcea foarte mult spanacul cei ce făcea. Deci, cam asta este cu spanacul. Vi-l arăt imediat. Deci ați văzut ce am făcut aici direct cu dumneavoastră. Mai trebuie foarte puțină apă. Normal că am să-l gust și am să-i mai pun ce are nevoie, dacă mai are nevoie. Îl las să clocotească și vi-l arăt și dumneavoastră imediat. Deci se vede deja aici ceva. Cum am spus, așa arată. Îl las să clopotească bine și este aproape gata. Și foarte gustos. Cam asta am vrut să vă arăt. Și am vrut să vă arăt și tava cu cartofi și cu carne, mai un pic și este gata. Întorc carnea un pic pe partea cealaltă și cartofii și se face imediat și prăjești nițeluțele alea de pui. Și cum vedeți, dragilor, mi-am pregătit totul pentru pieptul de pui, să-l prăjesc, adică fileurile astea mici. Mi-am pus uleiul la încins, făina, ouă și panko. Dacă aveți panko, bine, dacă nu, faceți numai cu ouă și cu făină. Cu ce aveți dumneavoastră acasă? Eu le fac astea așa, că așa le place lor acum moda asta și asta este. Și trec imediat să le dau prin făină, prin ou și prin panko și le pun la prăjit. Bineînțeles că mi-am bătut aici 4 ouă cu puțină sare. Și cum vedeți, se prăjesc așa încet. În legătură cu panko, am vrut să vă spun că poate multă lume nu știe ce este panko. Panko este tot pesmet, este pesmet din pâine albă făcut. Și iasă șnițelele așa faine, knusprig, adică așa un pic crocante. Deci asta am vrut să vă spun în legătură cu panko. Și am vrut să vă arăt așa cum se prăjesc frumos
Și am vrut să vă arăt aici și cartofiorii și carnea, că este gata. Dar pe cartofi am vrut să vă arăt că am pus puțină boia ca să facă frumoși roșii. Cam asta am vrut să vă arăt. Și este imediat totul gata și așteptăm musafirii. Și așa, dragilor, am terminat treaba cu mâncarea, toată lumea a fost mulțumită, au plecat acasă și mie îmi pare bine că au plecat, că vreau să fac curat, că vreau să încep să fac gomboții, dar gomboții cu prune am să fac pe alt video. Deci ăsta cu mâncarea îl fac acum, îl termin și am să încep al doilea video cu gomboții separat. Asta am vrut să vă spun. Și ce mai vreau să vă spun, că vă mulțumesc la toată lumea pentru aprecierea dumneavoastră. Și nu uitați să abonați canalul Mama Lucia Rețete Simple. Vă pup și vă doresc în continuare o zi de duminică plăcută la toată lumea, multă sănătate. Pupici din partea mea și ne vedem imediat pe al doilea video. Ceau la toată lumea!